un cadru foarte bun cu miezile astea aici, la cât suntem. Putem să ne auzim aici și suntem o discuții pe marginea actului normativ, care l-am enunțat în invitația pe care am făcut-o de a participa la această dezbatere și, evident, la altele, dacă va fi clar, sau dacă vor fi solicitări. Am rugat și voi, colegi mai tineri, să studieze puțin actul normativ, să discutăm prin marginea prevederilor care sunt cuprinse în acest act și, evident, dacă cineva dorește să ridice o altă problemă, în cadrul ăsta în care suntem acum, putem orice chestiune care vă interesează legată de administrație sau administrația județeană sau de activitatea Partidului Social-Democrat. Sunt evident foarte multe contestații la adresa acestui act normativ. Sunt păreri exprimate sub forma unor proteste individuale și eu n-am nicio problemă cu dreptul oamenilor de a protesta. Sigur că cineva nu trebuie să fie toată lumea, să fim cu toții de acord în legătură cu anumite lucruri. Dacă aceste păreri sunt exprimate public, ele trebuie analizate. Dacă trebuie corectat ceva, atunci sigur că urmează ca cei care au promovat actul normativ să îl susțină, să îl modifice sau să îl lase așa cum este. Evident, urmând ca el să intre în dezbaterea parlamentară, după cum știți, ordonanțele de urgență se dezbat în Parlament, ele întotdeauna constituie o modalitate de reglementare efectivă și rapidă și de-a lungul timpului foarte multe dintre aceste acte normative emise de guvern, în virtutea prerogativelor constituționale, au suferit modificări. Vom vedea și care va fi evoluția acestui act normativ. Deocamdată, guvernul a hotărât să susțină și Comitetul Executiv al Partidului Social-Democrat și a afirmat încrederea față de guvernul actual. Sigur, lucrurile acestea toate sunt în niște limite. Limitele pe care nu trebuie să depășite niciodată sunt limitele legale. Inclusiv cele de exprimare a protestului. Ca să fac o precizare încât la început în legătură cu niște afirmații ale mele de ieri, pentru că nu a surprins în totalitate nuanța care am spus-o eu, eu am spus o singură chestiune, acea calificare pe care am dat-o unora, este adresată acelora care înjură, insultă și amenință. Cu aceea, sunt hotărât să le răspund cu aceeași monedă. Ani de zile am suportat, am dat dovadă de înțelegeri creștinească, încorcând și celălalt obraz. Cred că după 25 de ani am putea să purtăm un dialog civilizat, fără să ni tot amenințăm și să proferăm insulte și injurii la adresa acelora care se află într-un loc, cum este și cazul meu și a colegilor care fac parte din administrația județeană, în care n-au venit, nu s-au instalat cu forța, ci au fost aleși de, aș zice, o masă considerabilă de alegători. Ori nu există niciun fel de dubiu în ceea ce privește dreptul lor de a susține sau a contesta un lucru și nu, chestiunile acestea nu îmi aparțin mie, se condamn cei care contestă ceva, nici vorbă de așa ceva. Pe aceea însă care nu au o atitudine civilizată și mi se adresează mie, aceea sigur că putem discuta și pe tonul pe care îl folosesc domnilor lor. Acesta a fost contextul în care s-au spus cele câteva lucruri. Au fost relatate poate mai subțin sau nu întru totul, însă am dat explicații presii centrale și în legătură cu această chestiune.
mi s-a propus să retrag și am spus că nu voi retrage nimic din ceea ce am spus, efectiv. Adică, acela care nu înțeleg nevoia unui dialog civilizat, cu aceea trebuie să discutăm de limba lor. Dincolo de astea, eu aș zice să, ca în cadrul acestei discuții, să dăm voie colegilor noștri să prezinte puțin actul acesta normativ, să vedem dacă sunt întrebări la cei care participă la această dezbatere pe marginea acestui act normativ și, evident, dacă doriți să ne adresați și o întrebare, să fac precizări, să spun părerea mea, atunci voi face lucrul acesta. Dacă sunteți de acord cu modalitatea asta de discuție, atunci să începem că actul normativ nu este de o întindere extraordinară. Sigur, problemele reglementare sunt destul de complicate în cadrul codurilor, a codului de procedură, a codului penal și a codului de procedură, dar efectiv modificările nu sunt de o întindere extraordinară de mare, astfel încât pot fi analizate cu atenție chiar în cadrul întâlnirii noastre. Cam atât. Asta este punctul de vedere pe care îl exprim eu și dacă ați permite să facem o mică prezentare, sunteți de acord cu această prezentare, după aia putem să începem să discutăm. De acord? Da. De acord. Bună ziua, bine v-am găsit. Stimați invitați, rolul și scopul întâlnirii noastre de astăzi este de acela de a aduce un pic de lumină acolo unde se pare că e mai mult întuneric și lucrul acesta, cred eu, e cauzat în primul rând de faptul că cei care amendează într-un fel emiterea ordonanțelor de urgență și mai refer aici în principal la cea care poartă acest număr fatidic 13/2017, nu au dat și citire actelor normative pe care guvernul a încercat să le elaboreze. Din acest motiv s-au lansat în spațiu public o serie de afirmații că, prin grațierea ce face obiectul unei alte ordonanță de guvern, pușcările vor fi golite și toți infractorii vor reveni în mijlocul nostru al societății și va veni apocalipsa în România. Un alt zvon care s-a lansat în spațiul public a fost acela că infracțiunea de abuz în serviciu este dezincriminată, este făcută dedicație unei singure persoane și tocmai din acest motiv, probabil, avem în acest moment o serie de manifestații, proteste în spațiul public, pe care, evident, nimeni nu le condamnă decât în momentul în care acestea vin și exagerează, aruncă o umbră asupra activității unui guvern care până la urmă este legitim investit. Și aș vrea să pornesc cel puțin în ceea ce mă privește. A sublinia o serie de detalii care poate fac înțelese mecanismele și modalitățile prin care guvernul a adoptat aceste ordonanțe și care este motivul pentru care a făcut-o. Pentru că, cel puțin în ceea ce privește, aceasta pare a fi durerea cea mai mare în momentul de față. Infracțiunea de abuz în serviciu. Eu aș vrea să fac o serie de precizări. Și dacă ar fi să analizez din punct de vedere juridic exclusiv conținutul ordonanței în ceea ce privește această infracțiune, eu aș putea spune că nici măcar nu este nevoie să facem discuții pe esența acestui articol. De ce spun asta? Pentru că în data de 15.06.2016, Curtea Constituțională a statuat cu valoare de principiu faptul că infracțiunea de abuz în serviciu, așa cum era ea prevăzută de articolul 297 Cod Penal, a suferit o modificare ce trebuia, în termen de 45 de zile, amendată de Guvernul României. Prin urmare, un nou guvern, Cioloș, trebuia să pună în aplicare prevederile Curții Constituționale, pentru ca acea decizie a celui mai înalt for ce reprezintă justiția în țara noastră, a statuat, trebuia transpusă automat în practică. Lucrul acesta nu s-a întâmplat. Guvernul Cioloș, la acel moment, greșit. Nu guvernul Cioloș trebuia să facă asta, parlamentul trebuia să facă. Sau parlamentul. Dar nu a fost sesizat. Dar
Vă dau citire articolului 147 din Constituția României. Spuneți. Care prevede ce se întâmplă în situația în care se constată neconstituționalitatea unui articol. Da? Spune în felul următor. Dispozițiile din legi și ordonanțe în vigoare, precum și cele din regulamente constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale, dacă în acest interval Parlamentul sau Guvernul, după caz, atenție, vorbim despre o lege organică, e vorba despre codul penal, era vorba despre o perioadă în care nu cred că era lege de abilitare pentru emiterea ordonanțelor de urgență. Și dacă ar fi fost, e posibil să fi fost vacanță parlamentară, dar în privința organului emitent al legilor, vorbim despre Parlament. Nu vorbim, în primul rând, despre Guvern. Una la mână, două la mână. Acea decizie a Curții Constituționale a fost o decizie de interpretare. Există inclusiv declarații ale unui membru al Curții Constituționale după pronunțare și ca să vă combat cu propriile argumente, dacă lucrurile ar fi stat așa, logic, la 45 de zile în care nici Parlamentul și nici Guvernul nu a intervenit, ar fi trebuit ca acel articol să dispară din codul penal. Lucru care nu s-a întâmplat. Cu atât mai mult, vorbim despre o decizie de interpretare a Curții Constituționale care a trebuit luată în considerare de către magistrați în momentul în care au făcut aplicarea articolului din codul penal cu privire la abuzul în serviciu. În sensul că erau ținuți să evalueze dacă respectivele încălcări au fost încălcări ale legii și nu pe conținutul respectiv. Dacă vreți, vă dau și citire respectivei decizii. Acolo scrie, nu scrie, nu sunt constituționale, spune, sunt constituționale în măsura în care se înțelege o încălcare vădită a legii. Exact. Deci, faptul că ar fi fost neconstituționale ar fi condus la inactivarea lor la 45 de zile de la momentul publicării. Lucru care nu s-a întâmplat, pe cale de consecință, da. nu se impunea modificarea lor nici prin ordonanță de urgență. Pentru că am putea să le considerăm ca fiind aprobate în acest. Tocmai de aceea am venit și am subliniat încă de la început că e posibil ca discuția noastră să fie una absolut sterilă și nici măcar să nu aibă fundament. Mai ales să ajungem la concluzia că sunt oameni în acest interval condamnați pentru abuz în serviciu pe o infracțiune care nu mai există. Aici îmi face mare plăcere faptul că vorbim cu aceeași lumea pentru că ne-am mai întâlnit pe terenul acesta al dezbaterilor juridice. Cred că e atributul exclusiv al puterii judecătorești și al magistraților care aplică legea. Tocmai de aceea, ceea ce noi trebuie să facem și cred că e în egală măsură și în competența noastră, dar și a dumneavoastră, celor care reprezentați, că până la urmă, dacă stăm bine și analizăm situația conflictuală din momentul actual, sunt două tabere, care fiecare cu propria opinie și care paradoxal, nu acceptă argumentele celuilalt. Tocmai de aceea eu vin și spun că a explica celor care se află în stradă și care spun, pleacă de la a afirma că abuzul în serviciu și de dezincriminarea acestei infracțiuni este cadou pentru o singură persoană, eu pot să vin să spun în egală măsură că Guvernul, care în anul 2016 nu a inițiat procedurile în 45 de zile, pentru a transpune conform legii decizia Curții Constituționale, atunci dați-mi voie să cred și eu că a fost tot o dedicație pentru o singură persoană. Inactivitatea Guvernului României. Parlamentul de ce nu a făcut acest lucru? Păi dumneavoastră aruncați vina pe Parlament, noi pe Guvern, da? Nu rezultă nimic bun din acest... Guvernul este executiv, Parlamentul este fort legislativ. Dar oricare dintre acestea putea avea inițiativa legislativă. Bun. Pot să vă spun eu, domnul... din practica parlamentară pe care am avut-o eu. În principiu, deci, o asemenea modificare foarte importantă trebuie să fie inițiată de Guvern, pentru că Guvernul are instrumentul cel mai important în mână, Ministerul Justiției. Asta înseamnă că sunt specialiști, asta înseamnă că sunt oameni care cunosc foarte bine mecanismele legale și cunosc și procedurile. Pentru că în prelungirea a ceea ce este Guvernul, este majoritatea parlamentară care îl susține.
În principiu, putea să fie inițiat orice deputat din Parlament cu asemenea modificare. Și chiar trebuia să fi fost făcut. Singura problemă care e de discutat, dar tot așa, fără niciun fel de rezultat, nu o să putem ajunge la un rezultat, că trebuia, dar dacă n-a făcut-o, dacă n-are nicio valoare, după cum știți. N-a făcut-o și este clar că puterea care s-a executivul care s-a instalat a fost mai atent decât acela care ca și precizări, am să vă rog doar atât, să mă lăsați să vă citesc două fraze, după care putem epuiza subiectul ca să nu devin redundant. Odată, vă citesc din minuta CCR a respectivii decizii, care spune așa, decide, admite excepția de neconstituționalitate și constată că dispozițiile articolului 246 aliniatul 1 din Codul Penal din 1969 și ale articolului 297 aliniatul 1 din Codul Penal actual sunt constituționale în măsura în care, prin sintagma îndeplinește în mod defectuos, din cuprinsul acestora, se înțelege îndeplinește prin încălcarea legii. Și la vremea respectivă, un membru al Curții Constituționale face în presă o afirmație de tipul este o decizie de interpretare. Acest lucru înseamnă că Parlamentul nu este obligat să modifice articolele respective, ci este interpretare pentru judecători și procurori. Și atunci, urgența. Nimeni nu urgența ar fi fost în cele 45 de zile. Care a fost suportul acestei decizii? Imediat. Care a fost suportul acestei decizii, de fapt, a Curții Constituționale? Să-l impunem în locul judecătorului. Faptul că au observat că definirea aceea... Eu sunt convins că trebuia făcut de clarificări. Era foarte largă și atunci s-au făcut o circumstanțiere mai bună, precizări foarte exacte și este clar că... Sigur, dacă n-ar fi fost oameni în joc, că vreau să se aplicat aceste definiții foarte largi, evident, care au introdus foarte multe suspiciuni în legătură cu acțiunile din justiție, atunci poate că ar fi putut să fie lăsată la latitudinea judecătorului. Nu vreau să monopolizez discuția. O întrebare mai adresez. În logica acestei decizii a Curții Constituționale, ar fi însemnat că ar fi trebuit modificat acel articol doar sintagma îndeplinește în mod defectuos cu sintagma îndeplinește prin încălcarea legii. De ce s-au adăugat și alte condiționalități în textul de lege? Gen prejudiciu cu plafon minim. Eu cred, vă spun părerea mea, ne fiind un om cu pregătire juridică foarte solid, cu alte experiență, care o am, își spune cuvântul. În primul rând, problema aceasta a definirii abuzului în serviciu ca infracțiune, e o problemă foarte complicată la nivel și la nivel european. Știți foarte bine lucrurile acestea. Unii îl definesc într-un anumit fel, unii nu îl definesc deloc și circumstanțiază altfel faptele pe care noi le definim ca abuz în serviciu. Ori definirea aceea foarte largă, care permitea tot felul de interpretări și mai ales și aplicarea unor pedepse foarte severe, fără să țină cont de o gradare a acestor pedepse în raport cu gravitatea infracțiunii. Pentru că dacă unul din neștiință săvârșea un asemenea abuz în serviciu, eu nu cred că din punct de vedere umanitar este normal ca să stai la pușcărie. Sunt și alte lucruri prin care putem să aplicăm o corecție unui cetățean care face aceste greșeli. Nu trebuie să suprapopulăm pușcăriile cu asemenea zic eu cazuri. Pentru că nu e o gravitate extraordinară dacă fără să cunoască această chestiune și mai ales în unele cazuri chiar a retras actul pe care l-a emis fără ca să devină efectivă un prejudiciu pentru o persoană sau pentru instituții. Deci, motive, sigur, erau, sunt suficiente motive să nu fi lăsat și așa. Nu. Poate. Numai o clipă, eu vă spun părerea mea. Putea să îl mai lase încă, cum a stat cu 6 luni de zile, putea să mai stea încă 6, încă 2 ani, încă 5 ani. Totuși trebuie să ținem cont de faptul că subiecții care ajung în justiție cam ar avea nevoie mai devreme un pic de niște precizări, nu chiar după luni și luni și luni de alte care să clarifice situația lor. Domnul
urmă, foarte scurte precizări aș vrea să fac aici. Ele se referă la oportunitatea sau modalitatea în care, ați spus, domnul executor, este revăzut în acest moment conținutul acestei infracțiuni. În primul rând, faptul că, și știm foarte bine că noi, statele Uniunii Europene, luăm lumină de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Ori, Comisia de la Veneția a statuat în mod constant cu privire la această infracțiune de abuz în serviciu și am să citez. Deci, juitorul trebuie să analizeze dacă alte măsuri decât cele de drept penal, adică sancțiuni administrative sau civile, nu ar putea asigura suficient aplicarea politicilor de stopare a acestor fapte, respectiv infracțiuni. Mai mult decât atât, Statele Unite ale Americii, Olanda, Franța, Germania, nu au mai incriminat abuzul în serviciu, pentru că au găsit modalități pe latură civilă de a recupera eventuale prejudicii. Mai mult, și aici am să exemplific. Cine putea comite infracțiuni de abuz în serviciu pe textul de lege din 1997, cel anterior? Dacă un polițist lua permisul de conducere unei persoane, iar persoana mergea în instanță și anula procesul verbal ca nelegal în document, pentru o eroare a agentului constatator, da? Că a uitat să treacă data sau în caz de nulitate absolută, că nu știm despre ce vorbim. Atunci acel polițist era pasibil, poate chiar din oficiu, de săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu. Ori, a lăsat... Dacă era o omisiune, era negligență, nu era abuz. Păi dacă era cu încălcarea legii, că instanța spune că a întocmit un act nelegal și l-a anulat. Sau l-a întocmit în mod defectuos. Și intenția și nu putea analiza. Tocmai de aceea e mod defectuos, pe care abia acum vine și se restrânge un pic aria, da? Posibilelor acte și fapte pe care funcționarul public le poate face și care se poate fi condamnate. Pentru că, vrând nevrând, am asistat de-a lungul timpului la o vânătoare, atunci când situația o cerea, tocmai pe aceste texte de lege care nu erau destul de clar definite și explicate. În ceea ce privește pragul de 200.000 de lei, atunci cine să-l fixeze? Trebuie dezbatere publică pentru orice inițiativă legislativă. Avem fondul civil unde se stabilește competența teritorială a instanțelor. Pun un braț la fund. Adică, ai voie să furi, dar maxim 500 de lei. Sau 1000 de lei. Sau furi cu sub 1000 de lei, nu intru în faptă penală. Sunt deosebit de gravă, peste comitiate. Ele sunt foarte făcări. Da? De aceea spun, sunt aceste praguri, da? Sunt până la urmă atribuția legii juridicului. Până la urmă asta este curtea și grădina fiecăruia. Judecătorul judecă, guvernul emite ordonanțe de urgență, cetățenii se informează dacă vor, dacă nu, vor trata în mod superficial aceste prevederi. Plecăm de la premisa că se impunea prin ordonanță de urgență. Am stabilit ce se impunea prin ordonanță de urgență. Pot să vă răspund eu? De ce nu au fost aduse printr-o lege? Îmi dați voie să vă răspund ca și dezbatere. Deci, punctul de vedere. Conform legii 47 din 1992, spune așa, dispozițiile din legile și ordonanțele constatate neconstituționale își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei. Decizia CCR cu privire la articolul din Codul Penal care incrimina abuzul în serviciu, a fost dată în 15 iunie 2016. După 45 de, au trecut mai mult de 45 de zile. Ei, persoanele inculpate, care sunt în acest moment trimise în judecată, practic pot să ceară unui judecător să constate că fapta nu există, nu era incriminată de lege. Deci, nu era incriminată de lege. Deci, 45 de zile de la publicarea deciziei. Doamna Raluca Frună, care a fost prezentă la, chiar la proteste în București. Asta înseamnă că avem... Din punctul meu de vedere, era... ...de dosarele penale care au ca obiect cercetarea unui abuz în serviciu, sunt săvârșite prin săvârșirea unei infracțiuni de abuz în serviciu de către magistrați. Nu? Pentru că n-au text de lege. Ok, ministrul justiției, constatând acest lucru, a proces prin ordonanță de urgență să legifereze chestiunea asta. Am o problemă cu
Din punctul meu de vedere, este foarte simplu. Domnul executor, vreau să vă răspund mai departe la întrebare și ca să, cu atât mai mult, că doresc să subliniez un risc mult mai mare decât, efectiv, ceea ce se întâmplă în momentul de față castrat, să spunem, da? În momentul de față, avocatul poporului a amendat ordonanța de urgență la Curtea Constituțională. A trimis o excepție de neconstituționalitate. Cu câteva zile în urmă, DNA a cerut acte și documente prin care pune sub acuzare pentru favorizarea infractorului toți cei care au lucrat, redactat ordonanța de 13. Ipoteză. Dacă Curtea Constituțională vine și respinge excepția de neconstituționalitate ridicată de avocatul poporului, membrii Curții Constituționale sunt și ei complici la favorizarea infractorului? Este o ipoteză pe care trebuie să o ridic, să vă spun de ce. Pentru că mi se pare inadmisibil, mi se pare inadmisibil să pui presiune în acest fel pe membrii Curții Constituționale, care până la urmă trebuie să hotărască. Este sau nu constituțională o ordonanță de urgență. Da? Ce trebuie să facă acum membrii Curții Constituționale? Să se teamă că e posibil să li se întâmple și ori același lucru? Să fixeze repede un termen de grabă și eventual să admită această excepție de teama de a nu fi și eu, pentru că asta este situația de fapt pe care o vedem în mass media. Da? Membrii ai Guvernului, funcționari publici, secretari de stat, care sunt acuzați că au favorizat în loc un infractor, da? Pentru emiterea unei ordonanțe de urgență în acte normativ. Și atunci, dacă eu personal, ca cetățean, nu neapărat membru al Partidului Social Democrat, pun în balanță ce e mai important, siguranța și securitatea statului de drept prin diferențierea clară și prin fără disoluții din partea sistemului juridic în cel politic și invers, și fără intervenții în acest sens, sau o lege, o ordonanță care vine și este aplicabilă și va fi sau nu în vigoare peste 10 zile și există posibilitatea de ea să beneficieze o persoană. Da? Discutând de o persoană, punem în balanță ceea ce am spus mai înainte, practic, întreaga securitate a societății românești prin aceste intervenții ale domeniului juridic în cel politic și legislativ. Și eu cred că e o problemă cu mult mai gravă și dacă ar fi să am o putere de decizie, atunci eu, personal, aș ieși în stradă tocmai pentru acest lucru. Dar cei care au dezincriminat, chiar lăsând fără să legifereze, bine sau rău, nu au favorizat niște infractori care, practic, vine, să zicem. Aici noi putem întinde foarte mult argumentele. Da. Dacă e vorba să depășim puțin cadrul ordonanței, vreau să răspund și eu o părere. Eu cred că echilibrul puterilor într-un stat nu e întotdeauna foarte stabil. Există momente și zone de instabilitate a acestui echilibru și este clar că în aceste momente se mai interferează puțin și se amestecă unii în treburile altora. Lucrurile astea, legiferarea cu mai mari precizii, cred că contribuie la întărirea acestui lucru. Iar trebuie să știm foarte bine, sau cât mai bine, să zicem, cât mai bine, care sunt atributele puterii executive, care sunt ale legislative, care sunt atributele puterii judecătorești și să urmărim cu exactitate exercitarea acestor. Asta cred că, de fapt, este situația acum. Evident, o să auzim afirmațiile astea foarte des, emise. Dar, din păcate, lucrul acesta s-a întâmplat. Și este urmarea unor evoluții care au avut loc în timp și care, până la urmă, au condus la această situație și care, până la urmă, au inflamat și foarte multe, foarte mulți cetățeni, adică i-au făcut cu o cunoaștere mai mult sau mai bună sau mai rea a subiectului, au făcut să-și exprime aceste proteste. Eu cred că clarificarea pentru toți este foarte bună într-un fel sau în felul în care legiuitorul actual, să spunem noi, asta nu înseamnă că e vreo legiuire veșnică, evident, orice altă putere care se va instala în viitor, putând să intervină pentru o definire și mai bună, și mai precisă acestor lucruri, și cred că în felul acesta
întregul mecanism s-ar echilibra mai bine. În ceea ce privește abuzul în serviciu, aici e o chestiune care trebuie discutată, cred eu, foarte mult. Că, ținând cont și de recomandările comisiei și de laxitatea acelei definiri în care orice se poate interpreta ca fiind un abuz în serviciu, cred că se aduce un grav prejudiciu cetățenilor. Justițianul, celor care au nevoie de lucrul ăsta. Până la urmă, orice cetățean trebuie să știe până unde sunt în competențele sale la serviciu. Da, să încerce să nu îi depășească acele competențe. Că dacă din întâmplare sau poate într-un mod inconștient a săvârșit un asemenea lucru, atunci cred că trebuie să avem ușoarea că de înțelegeri și să-i gradăm chestiunea. Nu ne apucăm imediat să-i băgăm toți la pușcărie, că am încurcat să putem. Este riscul foarte mare să ajungem toți acolo. Recomandarea Comisiei de la Veneția vine tocmai în urma aspectelor relatate în timp din anumite state care au, nu au înțeles să facă justiție doar pe litera și spiritul legii, ci au fost derapaje tocmai în sensul în care o parte sau alta se putea prevala de lacunele acestea legislative pentru a trage de urechi anumite persoane. Dar plecând de la premisa urgenței măsurii dispuse prin ordonanță, cum se justifică termenul de 10 zile? Termen care cred că un pic forțat ar fi fost suficient și pentru a putea parcurge procedura de urgență în Parlament pentru adoptarea unei astfel de lege. Altă întrebare. Nu. Domnule, că aici vă dați seama că dacă am fi membri ai Guvernului sau primiști, am putea să vă răspundem la întrebare. Dacă termenul de 10 zile nu l-am stabilit noi ca să putem să-l și dezbatem. Da. În mod normal, putea să devină efectiv o ordonanță la a doua zi. Dar în principiu trebuiau să ia tot sistemul judiciar la conștiință. Probabil că doar reacțiunea aceasta de a testa puțin și opinia celor împrici. Cred că asta a fost principala motivație pentru că s-a dat termenul pe chestiune mai arzătoare. Pentru că sunt anumite modificări aduse prin ordonanță care au intrat în vigoare la momentul publicării. Modificările codului de procedură penală, cele privitoare la termenul în care se formulează denunțuri sau lege, au intrat în vigoare la momentul... Absolut. Emiterii ordonanței de urgență și publicării ei în monitorul oficial. Asta cred că s-a dorit și asta avem. Adică avem un termen așa lăsat pe un soi de turnesol, așa, un soi de termen de încercare, să vedem care iese învingător prin toată perioada asta. Reacțiile și, într-un anumit fel, cred că este foarte bine că s-a lăsat acest termen. Chiar dacă liberatorul a fost un pic mai violent, așa, pentru că asta va da posibilitatea Parlamentului, când ordonanța va fi supusă aprobării, se poate fi modificată în raport cu tot ceea ce se întâmplă și cu felul în care răspund și instituțiile, dar și societatea la asemenea lucruri. Și un alt aspect, domnule Pezictor, și o mare de asistență, bun la urmă. Da, nu sunt aici în calitate de executor, nu sunt nici măcar în calitate de cetățean. Jurist. Sunt în calitate de cetățean care până în alta dorește să-și pămânească sieși anumite chestiuni. Și crezi că, în sfârșit, se vine pe acela constructiv, că dezbaterea poate naște și anumite impune, nu numai ce se întâmplă în momentul de față în exterior. Memoria colectivă de scurtă durată se pare că nu funcționează la noi și avem atât de multe exemple din exterior. Suntem un spirit latin, într-adevăr, care dacă nu acționăm de efervescent împotriva ceea ce ni se pare că ni se transmite cu titlul de valoare în mass media, n-am luat măsuri și suntem un pic supărați așa. Dar avem Brexit în Marea Britanie, da? Acum un an și ceva. Consecințe cu mult mai grave asupra acelui stat, 30 de miliarde de lire sterline pierdere în câteva zile, cu prăbușirea lirei sterline la bursă. N-am văzut niciun cetățean din Londra să meargă să tragă de gardurile patriei Buckingham sau să arunce cocktailul Molotov în curtea reginei.
Tocmai de aceea cred că astfel ce... Nimeni de aici înainte nu a vreo opinie în sprijinul acelor care, noi am, zic că am convenit cu toți că protestele sunt normale. Nu, oamenii nu li place ceva și atunci ei protestează. Una e să protesteze, altceva e să arunci cu cocktailul molotov. Că atunci ele înseamnă sunt normale, că... dar eu vreau să subliniez și acea civilizație cu privire la acceptarea votului unui număr de persoane, că e corul, că nu e corul. Acolo a hotărât societatea în acest sens, toată lumea, toți ceilalți au acceptat și au procedat ca atare. Și probabil vor face acest lucru și în continuare. Însă, noi ne aflăm în situația în care un guvern proaspăt numit, după o lună și jumătate, începe, demarează o anumită serie de acțiuni, activități care au fost cuprinse în program sau suplimentare, nu pot să dețin mai de un program, ci mai mici cu idei noi, și să fie amendat acest guvern de 50.000, 100.000, 200.000 de oameni care cer doresc. Probabil schimbarea guvernului. Da? Deși, la bază, nemulțumirea a plecat de la urgența cu care au fost aplicate aceste ordonanțe. De aici, la a forța mâna unui întreg guvern să demisioneze și să se escaladeze în așa fel conflictele încât să se arunce pe un întreg partid sintagmele și etichetele care au fost puse, cred eu că e un pic exagerat. Și lucrurile acestea tocmai ar trebui analizate cu rațiune, cu a lua la cunoștință, în primul rând, de conținutul și prevederile a ceea ce se dorește să se facă. Și atunci cred că informarea, în primul rând, atât din partea noastră, cât și din partea chiar a celor, a liderilor, care conduc aceste mici efervescențe în spațiul public, și dezbaterile, cred că sunt mai mult decât utile pentru a înțelege până la urmă că nimeni nu dorește să arunce țara românească în pragul apocalipsei. Eu cred că, dacă discutăm despre aspectul ăsta, eu cred că și protestele au fost precizate mai bine și, prin măsură ce cei care își exprimă acest protest și-au formulat mai bine obiectivele, am văzut că au dispărut, ba din potrivă, chiar au fost primat expres ideea că protestatarii nu doresc schimbarea guvernului, ci că au alt obiectiv. Deci nu. Sau că nu doresc în primul rând schimbarea guvernului. Nu doresc în primul rând. Ar conduce la intrarea sigură în vigoare a ordonanței în forma în care a fost pronunțată. Dacă e să mă întrebați pe mine, eu nu doresc schimbarea guvernului nici acum înainte, nici după o eventuală retragere a ordonanței, nici după intrarea în vigoare ca neretrasă a ordonanței. Aveți un guvern legitim, problema mea nu este cu guvernul. Este cu faptul că această ordonanță a fost dată cum a fost dată, fără a se aștepta măcar avizul legislativ, avizul consultativ al CSM-ului. Trebuia să vină miercuri, ordonanța a fost dată marți, noaptea. Și mai mult decât atât, dumneavoastră, veniți și spuneți, da, avem un guvern legitim, care ia măsurile cu care s-a lăudat între ghilimele în programul de guvernare. Dacă stau și fac un recurs la memorie, îmi dau seama că asta e o chestiune nu, atât, nu numai de oportunitate, e o chestiune de legitimitate sub aspect negativ, în sensul că PSD-ul, în momentul în care și-a promovat programul electoral și programul de guvernare, nu a făcut vorbire la modul expres despre astfel de măsuri, un satelit de la vremea respectivă a PSD-ului, pe care puteți să-l recunoașteți sau să nu-l recunoașteți, este vorba despre Partidul România Unită, al lui Sebastian Ghiță, a ieșit cu acest subiect de campanie și pentru că a ieșit cu acest subiect de campanie, n-au făcut decât să se detoneze în public pentru că au luat 2,3% în alegeri. Deci, ar trebui să facem o distinție clară între programul de guvernare al PSD-ului, care a luat aproape 50% în alegeri, și aceste măsuri, care odată promovate în spațiu public, au luat 2,3%. Cam despre asta este vorba. Indignarea celor din stradă, de acolo pleacă. Dumneavoastră ar trebui să fiți conștienți că cel mai probabil în stradă sunt oameni care au votat PSD. Sau și oameni care au votat PSD, ca să mă exprim până la cap.
Nu spune nimeni că sub aspectul tehnicii legislative ordonanțele nu au fost date corect. Din punctul meu de vedere, faptul că DNA-ul a început o anchetă privitoare la felul în care au fost elaborate actele normative, e la limita ingerinței justiției în legislativ. Eu nu aș fi făcut așa ceva, măcar pentru faptul că sunt obișnuit să nu procedez cu cel care mă nemulțumește, exact în felul în care mă nemulțumește el. Adică dacă justiția a acuzat o ingerință a politicului în treaba ei, n-ar fi trebuit, din punctul meu, să răspundă, cel puțin nu la modul atât de ostentativ, cu o anchetă demarată, nu noaptea, dimineața, la guvern. Pentru că de aici se pot naște speculații. În schimb, una tema care a fost aruncată asupra guvernării, sub aspectul dedicației cu care s-ar fi dat această ordonanță, subzistă. Și probabil va subzista până la lămuriri suplimentare, ca să mă exprim așa. Dacă e să-mi lămuresc un ultim aspect legat de toată această situație, îmi recunosc ignoranța pe tema asta. Nu știu dacă acea persoană despre care se vorbește că pentru ea s-a dat cu dedicație această ordonanță, are în momentul de față un dosar penal instrumentat de către Parchetul General sau de către DNA. Pentru că dacă dosarul penal e instrumentat de DNA, surpriză, s-ar putea să nu afecteze respectivă ordonanță, pentru că ordonanța nu modifică și legea de funcționare a DNA-ului, legea 78/2000, care are o altă definiție a abuzului în serviciu, special pentru conducătorii instituțiilor publice și pentru conducătorii partidelor politice. Și de aici se naște o nouă întrebare, pentru că s-au speculat alte zvonuri în ultima vreme. Se pregătește, după sistemul, nu dezincriminăm, dar între ghilimele castrăm un articol de lege, se pregătește diminuarea atribuțiilor DNA-ului printr-o eventuală comasare cu DICOL sau sunt pure speculații? Care să-l fi construit noi, să-l fi minat noi, a fost o afirmație, eu cred că absolut întâmplătoare a fostului ministru al justiției și am ascultat-o cu mare atenție cum s-a exprimat. Era ceva foarte vag, odată și odată se gândește că se vor comasa aceste instituții. Nimeni nu poate să spună acum ce se va întâmpla din punct de vedere al evoluției instituționale peste 10, 20, 30 de ani. Așa că o formulare care... Formulări de astea, odată și odată, făcute și de altcineva, asta e o altă problemă. A doua chestiune, mi s-a pus și el de către presa centrală. Dom'le, dar asta n-ați spus lucrul ăsta în campania electorală. Dom'le, eu l-am spus, că am vorbit cu oameni, că m-au întrebat pe această temă. Dar nu puteam să spun atunci ceva dintr-un program economic și social, pentru că această chestiune, ca și multe altele care vor fi făcute în timpul unei guvernări, nu țin de programul, documentul care vizează activitatea, liniile fundamentale ale activității unui guvern. Nu poți să scrii în programul de guvernare tot ce vei face în 4 ani. S-ar putea să afară măsuri conjuncturale care nu necesită soluții și celelalte. Deci asta a fost ideea. Deci din punctul ăsta de vedere, sigur, eu nu știu dacă sunt persoane care au votat PSD-ul care manifestă acum și manifestă nemulțumire. S-ar putea să fie. Nimeni nu poate fi ținut cu forța în plasa unei, să zicem, formațiuni politice. Pentru că asta ar însemna că niciodată nu se mai schimbă raportul și că permanent PSD-ul care a luat acum și cu aia, trebuie să rămână veșnic la putere. Nu am nici mai schimbă opinia. Pe bună dreptate, considerând știute numai de ei uneori, uneori și într-un mod absurd să mai schimbă aceste lucruri. Totuși, o anumită, ținând cont de toate lucrurile astea, trebuie să asigurăm o anumită stabilitate. Că eu cred că e mult mai bună stabilitatea aceasta într-un cadru legal decât comportamentul ăsta foarte elastic și, în special, spun eu, tentativele acestea ale diverselor puteri din stat de a încăreca una pe cealaltă. Asta cred că trebuie evitat, în primul rând. Aș pune o întrebare, domnule Sinescu.
să facem un exercițiu de imaginație. Să presupunem ca urmare a cercetării pe care o are să o facă DNA-ul vis-a-vis de modul în care a fost emisă această ordonanță, să admitem ideea, ca exemplu, că această ordonanță s-ar fi emis cu încălcarea unor anumite reglementări. Pentru ce infracțiuni ar fi cercetați cei din Ministerul Justiției? V-aș întreba. Cred că pentru abuz, cred că pentru abuz în serviciu. Dacă este așa, cred că criminalizează săvârșirea ei prin emiterea de acte legislative. Dacă este așa, și ar fi cercetat pentru abuz în serviciu, cred că ar trebui să vă dați singur răspunsul de ce a fost oportună și necesară o astfel de ordonanță. Eu am să o expun, poate chiar am să deranjez. Nu am venit întâmplător la această întâlnire, nu m-am pregătit să iau cuvântul, în mod sincer, dar am o opinie a mea ca cetățean, ca persoană. Am văzut pe postul de televiziune că procurorul șef al DNA-ului a vorbit nu odată, de mai multe ori, că achitările în dosarele DNA-ului la nivel de instanță sunt de 10%. Cred că nu greșesc, da? De 10%. Este afirmația procurorului șef. Achitări înseamnă că instanța de judecată a constatat că 10% din acei inculpați trimiși în judecată, da? Ori nu au săvârșit infracțiunea, ori nu sunt elemente constitutive pentru infracțiunea reținută în rechizitoriu de către acei procurori. 10% înseamnă rebut. În opinia mea, este tot un abuz în serviciu. Un funcționar public, sau o funcționar public, ca să mergem în contextul abuzului în serviciu, dacă încalcă... E un abuz în serviciu faptul că DNA-ul instrumentează un dosar care trebuie să mă lămuriți. Este opinia mea. Este opinia mea. Păi de asta nu condamnă tot procurorul. Nu, este opinia mea. Da? Nu intrăm în contradicții. Eu v-am ascultat, dar să-mi spun punctul de vedere. Un funcționar public, dacă încarcă 10%, dacă nu chiar mai puțin, din atribuțiile de serviciu stabilite prin fișa postului, în mod sigur va fi cercetat de către procurorul de DNA pentru o infracțiune de abuz în serviciu. Să nu uităm că în cei 10% achitări sunt persoane care au fost private de libertate. Este un al doilea drept fundamental stabilit de Constituție. Libertatea persoanei. Funcționarul public a adus un prejudiciu, care înseamnă ceva bani, da? Nu se compară ca echilibru dreptul fundamental al libertate cu o pagubă adusă de către funcționarul public. Din acest motiv gândesc eu de ce funcționarul trebuie să răspundă penal, uneori cu privare de libertate și condamnare, iar pe segmentul ălalt, nu. Avem inamovibilitatea. O respectăm. Poate din acest context, tot din punctul meu de vedere, acest prag de 20.000 de lei este chiar foarte necesar. Posibilitatea ca un funcționar să comită o infracțiune de abuz în serviciu dintr-o intenție sau dintr-o greșeală, impropriu spus, intenția ar fi o greșeală, este foarte probabilă. Și am avut cazuri și situații când parchetele, și mă refer tot la DNA, a cercetat funcționari public pentru sume mult mai mici de 200.000 de lei. Infracțiunea nu este dezincriminată. Peste 20.000 de lei este infracțiune, până la 20.000 de lei, dacă se constată și avem destule instituții abilitate să facă controle pentru a stabili astfel de pagube, pot fi recuperate. Vă ascult. Vă întrerup o secundă că și aici o mare capcană. Prejudiciul ăsta de peste 200.000 de lei, da? Asta este prima teză a articolului. Dar eu sunt convins că cine va dori să tragă de urechi în continuare un politician, are continuarea articolului, că ori un prejudiciu mai mare de 200.000 de lei, ori o vătă mare gravă, certă și efectivă a drepturilor, sau intereselor legii care fie persoane fizice sau nu fizice. Este doar segment, deci, domnul Oca. Este doar segment. Nu vorbim de pagubă. Este o altă formă. Care produce un prejudiciu nevaluabil în bani.
Din acest motiv, gândesc eu ca cetățean că această ordonanță a fost și este oportună și este generată de contextul general în care, se află țara noastră, privitor la câmpul ăsta larg al infracțiunilor de abuz în serviciu. Eu vă dau dreptate sub aspectul modificărilor făcute strict în baza deciziei Curții Constituționale. Nu mă refer, nu mă duc nici la Curtea Constituțională, nu mă duc nici la Convenția de la Veneția, nu mă duc nici la alte sugestii. Pentru mine oportunitatea rezultă din contextul la nivel național, din necesitatea, din dorința nu de a proteja, de a delimita mai clar infracțiunea de abuz în serviciu ca pagubă. Dați-i voie, creați-i șansa funcționarului public ca să răspundă de la o anumită sumă. Nu este o încurajare pentru acel funcționar de a produce o pagubă, cum am auzit, furăm. Faptul că domnul președinte al Consiliului Județean discută despre un prejudiciu de 200.000 de lei, fără să ni se pară o sumă colosală, e una. Faptul că raportăm cei 200.000 de lei la bugetul unei primării din mediul rural, s-ar putea să ni se pară că înseamnă ceva. Așa iar dacă noi lăsăm pe un funcționar public să se joace cu banii statului în limita a 200.000 de lei pentru faptă săvârșită, nu mi se pare oportun pentru nivelul de onestitate din România zilelor noastre. Eu susțin altă teză aici. Eu cred că este o sumă colosală, 200.000 de lei. Raportați salariile actuale ale unui funcționar dintr-o primărie din mediul rural. Dar nu la alea. Al unui funcționar din Consiliul Județean. La suma de 200.000 de lei. Să vedeți câți ani îi trebuie acelui om să poată plăti un asemenea prejudiciu. Discutăm de la care e mai mare și altfel sancționat. Câți ani îi trebuie unui? Păi noi avem încă, în momentul ăsta, înainte de mărirea salariilor, cred că aveam peste 40% care aveau salarii sub 2.000 de lei. Și sub 1.500, cred că 30 erau cel sub 1.500, din Consiliul Județean. Cum să nu fie colosal? E uriașă sumă, iar 200. Dar se limită de pe de altă problemă pentru... Bun. Nu contează decât pentru pe cei care au furat intenții 200.000 de lei. Pentru cei care au furat mai puțin sau nu au furat, au prejudiciat prin nepricepere cu mai puțin de 200.000. Cum se recuperează respectivii bani? Pentru că de cele mai multe ori e un cumul de calități în persoana care trebuie să constate încălcarea, fiind aceeași persoană cu cea care săvârșește. Dacă ar fi infracțiune, cum s-a recuperat? Păi s-ar recupera măcar sub aspectul faptului că persoana este cercetată penal, da? Iar prin hotărârea penală, în latura civilă, se pronunță obligativitatea ei la plata... Știți câte este prejudiciul recuperat la nivel național în dosarele de neam? Nu vorbesc despre prejudiciul recuperat. Păi, dar vorbim de realitate. Hai să facem o distinție. Vorbim nu de realitate. Vorbim despre prejudiciul recuperat, vorbim este despre prejudiciul prejudiciu pronunțat de instanță. Este instanța posibil. Nu recuperează. ANAF-ul recuperează pentru statul. Este o găselniță, iar în opinia mea. Păi nu e o găselniță. Mă rog. Vreți să primiteți judecătorul și după bani? Auziți, domnule... Dezbatem într-un mod care este posibil. Sunt 200 de mii se recuperează prejudiciul. De acord. Și există sancțiuni. Să persoană răspunde administrativ. Eu răspunde administrativ. Ca prin forma acolo... Și atunci trebuie de asta, rog. Și eu cred că... Nu mai oblig cu nu, eu cred că este o soluție mai bună în ceea ce privește recuperarea prejudiciului, pentru că îi permite să lucreze în continuare, are un venit cer cu care poate... din care se poate recupera. Pentru că dacă îl băgăm la pușcăre, nu recuperăm nimic de cele mai multe ori. Și cheltuim în continuare cu el, plus celălalt de chestiunea adusă persoane. Este posibil ca prin forma asta de lapidare, dacă o furat. Sigur, asta dacă e concurs de infracțiuni, este nu, dar, deci, tot este. Eu vă spun un șofer din instituții care a fost condamnat cu măsurii nu știu ce bonuri, de 7.000 de lei. Deci, ăla, altcineva intră la, de la bedare. Aici este vorba doar despre abuz în serviciu, dacă se constată. Auziți, care e infracțiunea? Este posibil ca prin această formă administrativă prejudiciile să se recupereze
într-un procent mult mai ridicat. Omul fiind în libertate îi creează și posibilitatea mai reală de a, recupera acest prejudiciu. Auziți, pe infracțiuni, procentul de recuperare este cert, este minim. Da? Rămân de văzut ce va fi și în forma administrativă, dacă cumva ordonanța va rămâne în vigoare. Pe de altă parte, s-a dat această ordonanță, s-a emis această ordonanță de către organ competent. Bănuiesc, sigur, sunt forme și căi de atac, care s-au și pus în aplicare. Nu văd necesitatea ca emiterea acestei ordonanțe sau retragerea sau abrogarea trebuie să o realizăm prin forța străzii. Da? Aceste activități de stradă sunt desfășurate în condițiile legii, poate, da? Dar nu văd de ce trebuie să se lucreze... Ați fost penalist. Am fost și sunt. Și sunt. Nu mai sunt penalist. Știți bine că miza protestelor de stradă este efectul legii penale mai favorabile pe care această ordonanță o produce, fie și dacă este în vigoare timp de 10 secunde, până când este lipsită de efecte de către Curtea Constituțională sau de către Parlament sau de către oricine. Faptul că o ordonanță de urgență pronunțată în materie penală ajunge să producă efecte timp de o secundă, ea produce efecte pentru toți cei cărora le este incident. Curtea se va pronunța până pe data de 12. Am văzut că s-a stabilit data de 7 februarie pentru a primi poziții de la cei implicați în această situație și până pe 12 se va pronunța. Fapta nu există conform legii, fapta în momentul ăsta nu există. Și care sunt dezbat de mult. Dar problema este următoarea. Ce va trebuna să președintele CSM-ului? Aici este o problemă ceva mai complicată. Oare ce este dorit? Ca noi să avem o societate radicalizată? Și o leacă cu un antiumanism din ăsta? Sau o societate mai umană? Care să încerce să-i recupereze pe indiviz, să-i readucă în rândul societății, să-i facă să respecte legea. Ideea aceasta că facem o societate în care trebuie să-i vorbim pe toți la pușcărie, nu mi se pare chiar o idee demnă de nici de voi și nici de momentul ăsta, nici de secolul ăsta, nici de acțiunea politică a unor partide care zic au de-acum consacrare. Pentru că a participat în alegeri, a fi ales, a reprezenta un anumit procentual într-o instituție, cum e cea legislativă asta, zic, ești consacrat cu domnul întâmplător, a căzut unul în Parlament și mâinii pleacă de acolo. Deci astea sunt niște chestiuni care ating niște aspecte fundamentale ale funcționării societății noastre. Și cred că ar trebui să ne gândim mai bine noi politicienii la ceea ce dorim, pentru că, în general, oamenii vor urma, sau cel puțin o parte ne vor urma din noi. Dacă dorim să promovăm... Să știți bine că percepția publică este că această nouă ordonanță a fost dată cu dedicație. Și până când nu se va spulbera această percepție, probabil că lucrurile nu se vor atenua sau nu se vor atenua. Nu are cum să se spulbere, niciodată. Pentru că s-a format această opinie în mintea oamenilor și așa rămâne fixată. Este dată cu dedicație. Nu aveți de gând să detenționați situația asta, care tinde să escaladeze. Deci aici sunt două curente de idei în zona partidelor politice. În general, în ultima vreme, este prevalentă opinia că, domnule, percepția oamenilor este importantă și cu asta, gata, trebuie să schimbăm lucrurile numai decât. Părerea mea este că nu e o idee foarte bună care se ducă la o stabilizare a societății. Pentru că percepția este o formă slabă de cunoștință. Ceva o leacă dincolo, mai dincolo de senzație. O asemenea formă de cunoaștere într-o societate atât de complicată, e greu să ne descurcăm. Pe lângă asta, percepțiile pot fi adevărate sau false. Nu mai vorbesc de indusii, de manipulare, de celelalte. Vorbesc pur și simplu de percepția bună. Și atunci, dacă noi admitem că un comportament politic trebuie să-l schimbăm imediat ce apare o percepție care este mai mult sau mai puțin generalizată, care poate să fie sau să nu fie indusă, atunci înseamnă că niciodată nu o să putem să mergem pe calea stabilizării unui succes. E o problemă foarte complicată, deci acum putem să începem noi să o discutăm oricât am vrea noi. Nu o să o soluționăm.
trebuie, cred că, mai mult de atât. Și poate regândit și comportamentul politic al oamenilor politici. Și capacitatea acestora de a intra un pic mai în profunzime în soluționarea unor probleme. Și o anumită reținere a acestora de a se pronunța doar așa, numai când e vorba de, de crearea unei percepții care să fie favorabilă pe moment ție. Pentru că am văzut că aceste percepții favorabile pe moment se deteriorează cumplit și s-au ajuns la schimbări de guverne, la tot felul de măsuri antipopulare și la multe alte chestiuni. Deci, zic eu așa, cât pot eu să analizez acum felul în care evoluează societatea noastră, cu toate componentele acestea, e o problemă ceva mai complicat și o să necesite, vreacă mai multă zbatere, vreacă mai multă gândire, vreacă mai mult efort de clarificare, poate și schimbarea raporturilor dintre forțele politice sau comportamentelor dintre forțele politice existente, un anumit eșchier, eșchierul național, eșchierul național la un moment dat. Dacă vom continua cu toții să spunem că el alții joace, lucrul ăsta se va perpetua la nesfârșit. Când sunt unii la puterea aia scoții, când vin alții la puterea aia scoții. E clar că în momentul în care vă aflați acum, nu e nici pe departe oportun pentru dumneavoastră ca și partid să dați înapoi. Asta e o iluzie pe care spun fac. În schimb, observ în ultimele zile tot felul de ușoare tendințe de dizidență, să ne spun așa, în interiorul partidului. Nu m-am mai uitat la știri azi, că am fost ocupat cu altele. Nu știu dacă între timp nu s-a și întâmplat excluderea. M-ar interesa care este poziționarea, nu atâta dumneavoastră, dacă puteți să exprimați o poziționare a partidului față de atitudini gen Mihai Chirică. Cred că e o întrebare foarte bună și v-aș fi povestit eu și dacă nu mă întrebați. Pentru că au fost unii voci în comitetul executiv care au cerut excluderea domnului Chirica și pentru că eu am intervenit după un rap consacrat și am cerut ca eu să fiu nominalizat pentru o discuție cu Mihai Chirica în legătură cu anumite atitudini pe care zic. Eu nu sunt pentru excludere din partid. N-am fost niciodată. Și dacă le excludeți, acum îl faceți eu. Nu, dar ideea este că a exclude pe unul din partid, odată că s-ar putea să-i contere o anumită statură dacă l-a exclus într-un moment în acesta, dar oricum el se constituie într-o pierdere a partidului respectiv, mai ales dacă este primar, îndeplinește o funcție asta. Nu mai este o problemă. Eu cred că și în partidele noastre, cu excepția să ne aduci prejudicii foarte grave în acțiune, oamenii te asigură că posibilitatea să-și exprimă părerii chiar atunci când nu convin la cei mai mulți. Sigur că trebuie să știi cum să exprimi, ca să nu ieși gnești sau că pe urmă ai reacții din această afectivă. Dar una cu alta, excluderea trebuie să fie ultima formulă care trebuie aplicată în raport cu un membru al partidului. Și de aceea am cerut acest mandat la Comitetul Executiv și mi-a fost încredințat că împreună cu echipul să discutăm cu Mihai Chirica. Eu îl cunosc mai mult de vreme, dar zice că am o cunoaștere profundă a persoanei. Dar cred că se poate discuta cu dânsul și în anumite limite, dacă lucrurile astea nu sunt făcute intenționat, atunci se poate ajunge la o soluție acceptabilă pentru toți. Da, participând la această dezbatere, este normal că vreau să plec foarte lămurit în ceea ce privește această ordonanță care a produs și tot dezbinarea românilor contra românilor. Răspunsul pe care vreau să mi-l dau eu și pe care n-am să mi-l confirmat, rămâne că această ordonanță n-a fost înțeleasă bine. Până la urmă ni s-au produs aceste frământări. Sunteți de acord cu acest lucru pentru că ea nu a fost percepută așa cum trebuie din populație? Sau există o altă cauză de adus aceste frământări? Domnul doctor, am să vă răspund eu. Vă spun eu aici. Nu ordonanța a dezbinat cele două categorii de persoane care sunt aflate în partea de alta baricadei, ci atât lipsa informațiilor și a documentării, dar vrea să mai mergem punctual către o concluzie de acum. Se sperie toată lumea, da? Ca să punctăm și cine doare cel mai tare, că a fost făcut cu dedicație pentru o singură persoană.
abuzul în serviciu nu a fost dezincriminat. Ca să spunem că o anumită persoană, președintele unui partid, nu va mai răspunde pentru această infracțiune. Abuzul în serviciu a fost remodelat, a fost modificat. El există în continuare. Vă ascult? Pe cazul concret? Da. Ba da. În cazul respectiv, deci strict pe cazul în speță, da. E o dezincriminare sub aspectul plafonului prejudiciului, pentru că acolo prejudiciul estimat este de 1 miliard și ceva. Dar aceasta va fi o discuție care va fi... E o discuție pentru că nu a stabilit instanța care e prejudiciul, dar prejudiciul estimat de procurori, oricum, suntem obișnuiți ca procurorii să-și ia rezerva să estimeze un prejudiciu mai mare decât mai mic. Sau, și dacă deci, să meargă pe teza a doua. Păi teza a doua ar trebui să fi prejudiciat niște interese care nu se valoabile în bani. Și am serioase, n-am nicio îndoială că se va încerca translatarea situațiilor de abuz în serviciu pe vehicul către această nouă... Dar știți de ce? Tot pentru că este o anumită persoană. Domnul Mamă, cine era? Dacă nu e așa, va fi așa. Dacă aveți mai multe informații, lămuriți-ne în primul rând dacă este vorba despre un dosar DNA sau dacă e un dosar de parchetul general. Că dacă e un dosar DNA, atunci e clar că nu are nicio legătură cu ordonanța în speță, pentru că e cercetat pe alt articol de lege. Eu, din câte știu, e Direcția Națională Anticorupție. Eu așa țin. Atunci înseamnă că fie noi aici discutăm degeaba pentru că n-a fost niciun elefant în încăpere. Orică elefantul n-a avut suficient creier încât să modifice ce l-ar fi avantajat. Asta rămâne de văzut. Eu îmi recunosc ignoranța, nu m-a interesat chiar cine o cercetează pe președintele dumneavoastră. Eu cred că n-am discutat degeaba, discuția cu voi a fost foarte bună și ne-a mai rămânit anumite aspecte și conotațiile mai largi, așa că aveam asupra care am făcut apreciere aici, zic că a fost utilă și eu sper ca toți cei care sunt prezenți să tragă niște concluzii pozitive. Poate că ar trebui să facem mai multe lucruri din astea. Și mai des atunci când sunt chestiuni de impact din punct de vedere legislativ, din punct de vedere politic. Și poate cu un spectru mai larg de participanți, dar astea sunt chestiuni de viitor și depinde nicio oportunități vor exista. Părerea mea că cine nu știe nimic, e în stare de orice. Și asta e momentul în care ne aflăm noi acum. Pentru că există persoane care nu au nicio sursă de informare, merg în spațiu public și spun, sună părinții să nu se mai uită la nu știu care televiziune. Ce legătură are cu astfel de afirmație, acțiune în spațiu public, cu în mod concret care este durerea și nemulțumirea respectivului cetățean, atunci, acolo lucrurile vreau de o câte explicate și... E foarte greu să credem că vreodată masa cetățenilor, majoritatea lor, majoritatea covârșitoare, va ajunge atât de conștientă și de bună cunoscătoare a legilor, astfel încât imediat cum apare o lege sau o modificare legislativă, să-și o însușească la nivel teoretic, la un nivel teoretic în NAP. Este clar că cei mai mulți oameni primesc lucrurile astea prin... în ghilimele folosesc, ca prin traducere. Sunt detectori care traduc aceste lucruri. Traduc în funcție de interesurilor, în funcție de felul în care abordează această chestiune. Și atunci, întotdeauna vom avea și susținători și asta. Singura problemă este ca lucrurile astea, totuși, să nu afecteze cadrul general, să zicem, acela democratic. Păi, rezultatele alegerilor sunt rezultatele alegerilor și unii propunem acum, dacă suntem 10%, să schimbăm acest rezultat printr-un comportament de tip protest permanent. Și de aici derivă încă multe, multe alte chestiuni. Eu cred că trebuie să fim foarte atenți și cu cei care protestează, și cu cadrul acesta, raporturile instituționale. E un moment destul de complicat pentru în evoluția societății române și a statului. Vă rog. Iar vreau să vă recomand, dumneavoastră, ca președinte al Consiliului Județean, domnul Buzaru, faptul că marți, la ora 12, este invitat în Parlament președintele României, să se încerce să
facă mai multe acțiuni cum face el. Un reporter mai dezghețat, că niciunul nu i-a pus o întrebare, direct ce a căutat el în mijlocul demonstranților în stradă. Așa am și noi. S-a întrebat un cetățean ce s-a întâmplat aici. Vreau un guvern tehnocrat. Am avut guvern tehnocrat. Și-a căutat la avocatul poporului. La fel, la parchetul și CMC-ul Vinic. Ca pe parcurs să înțelegem de la televiziune că DNA-ul îi cheamă acum pe mulți reporteri de la România Total, pentru că acolo să dau toate adevărurile și toate derapajele care le fac. Și am văzut tot acolo că situația dezastroasă în care este România este dată de președinte. Toate cele demonstrații din toate orașele, judecăți de oraș ale României, sunt mulți, printre care venind încoace astăzi, coborând din centru sau către nord. Am găsit un cetățean, punea niște articole, le lipea pe stâng. Nu-l văzusem articolul, dar curios totuși să văd și am stat lângă el, am înțeles ce vreau, mi-a dat unul mai mic, că el era un mare de format A4. L-am citit în câteva secunde și l-am întrebat, tinerii, pune și mie primul articol din ordonanța asta de urgent, pe care tu chemi oamenii ca în piața Civei Călăvașului, în seara asta, la ora 20, să combateți. Nu știu. Păi dacă nu știi, și faci ceva ce nu știi. Și am plecat pentru că diferența ca volum între mine și el era mare și atât. Am fugit. Adică nu am fugit, am plecat. Vreau să vă spun că acțiunile Partidului Social Democrat a Guvernului, a celor doi președinți de, a camerilor, în momentul de față, față de acțiunile pas cu pas pe care le face președintele, sunt un pic lăsate a nu se face. Sunt într-o delăsare. L-am văzut pe domnul Tăricianu la televizor ultima dată, acum vreo 3 zile sau 4, că va fi chemat președintele țării în Parlament. Nu poți chema. Cred că el s-a invitat marți la ora 12 ca să fie o altă acțiune în care se spune că strada are dreptate. Și că el vrea guvernul lui. De ce Parlamentul nu acționează în situații? Este invitat sau s-a auto-invitat marți la 12 să îi se pună și ceea ce niște întrebări directe și eu vă recomand dumneavoastră, domnul președinte Buzatu, să înțărcinați pe un delegat de-al nostru, al județului, care l-au votat oamenii cinstiți, să-i pună aceste întrebări președintelui direct, nu pe o colegie, că să vedeți, că nu știu ce pe acolo. Cum i-a pus problema lui domnul Băsescu, acum vreo 6 ani, un reporter înalt prezentabil, că acum nu mai este la Realitate, este la România TVR1,
direct mășia, direct întrebarea cu mășia cu Nana. L-a scos pe președinte Băsescu din situația așa ești, l-a inervat. Nu-s de acord cu Parlamentul și cu, că nu fac niște acțiuni la obiect, directe. Ori proverbul spune, domnule, calul când te-a trântit, atunci te-a larg. Dar noi ne trezim după aia. După ce ne face de râs, păi că să vezi că nu știu ce și copii. Nu mai este cu efect atunci. Vă rog, domnul președinte, încercați, însăcinați pe unul din deputații de la Vaslui să-i pună aceste 3-4 întrebări președintelui direct, fără niciun menajament. Să lăsăm civilizația, pentru că cu el nu trebuie discutat civilizat. Cum a mai spus și o doamnă de la București, o reporter. Și domnule, lăsați-mă cu omul ăsta, când vine să sparg televizorul, când îl văd la televizor. Nu are, domnule, nimic. Omenește. Mă ascultați o secundă? Eu am spus mai multe lucruri pe parcursul acestui și am încercat să aduc și câteva argumente în legătură cu situația actuală de stat, raporturile de puterile statului. Eu cred că o cale mai bună decât aceasta a incitării permanente ar fi aceea la revenirea exercitării prerogativelor constituționale ale fiecărei puteri, așa cum a fost prevăzut ea de către fondatorii Constituției. Eu cred că trebuie să cerem președintelui ca funcția aceea de medieri să se exercite, nu în felul în care se exercită acum, ilustrat de afirmația că voi duce un război cu guvernul, știu, nu are nici președintele unei țări să ducă război cu guvernul legitim al unei țări. Chiar dacă nu îi place. Și asta nu e vorba numai de social-democrație. Oricine ar fi președinte de orice parte ar fi. Eu cred că în asemenea momente foarte delicate, deși eu sunt, zic, luptător în zona aceasta politică, în asemenea momente trebuie să avem în vedere nu mai cumulul nostru din nemulțumiri. Trebuie să avem în vedere pe toți cei care îi reprezentăm. Trebuie să avem în vedere o atitudine mai, ceva mai elevată, mai gândită. Și îndreptată spre rezolvarea situației, nu spre ascuțire. Sigur că nu pot eu să prejudec acum ce va face președintele sau ce vor face partidele de opoziție în contextul actual peste o săptămână, peste două, peste trei, peste 10 zile. Totuși, cred că noi avem datoria, pentru că suntem și majoritatea care formează Guvernul și Parlamentul României, avem datoria să facem toate eforturile pentru menținerea stabilității în țară și pentru un climat normal. Asta este. Chiar dacă sunt de acord cu dumneavoastră, că sunt foarte multe elemente de nemulțumire din partea oamenilor, pentru că mă sună zilnic și unii au soluții din acestea, că să mergem și noi să arătăm cât suntem de mulți, eu nu cred că e bine să facem lucrurile. Aici e singurul loc, punctul unde sunt de acord cu domnul președinte. Nu cred că e bine. Dar nu cred că e bine nici să tolerăm tot timpul, fără a sancționa, vorbesc teoretic, prin măsurile legale, existente atitudini de tipul acesta. Și asta, probabil că va trebui să dea de gândit și președintelui României, care va trebui să fie președinte cu noi la guvernare, o perioadă. Asta va trebui să înlăture, probabil, și din mintea unora ideea că se va mai produce fenomenul care s-a produs atunci când a demisionat guvernul Ponta, când o majoritate stabilă a Parlamentului dispare prin demisia primului ministru al guvernului Cazare și se instalează niște oameni acolo care nu aveau nicio reprezentativitate
din punct de vedere democratic, adică să fi participat, să fi trecut printr-un proces. Eu îi recunosc pe toți cei care au trecut, indiferent prin ce partid sunt, dar nu pot să îi recunosc pe aia care, în virtutea faptului că se cred crema societății, unii și afirmă treaba aceasta, că e un soi de elitism autofabricat, pot să conducă sau au dreptul să conducă. Nu. Intrați în mecanismul democratic al alegerilor, acolo poți să ieși câștigător mai mult sau mai puțin și zic eu că este destul de consistentă practica aceasta democratică până acum, ca să asigure, dacă respectăm lucrurile astea, să asigure un echilibru pentru toți în interiorul unui stat. Mică paranteză. Ceea ce spun dumneavoastră sună frumos și adevărat, dar și spun, e adevărat, dar nu până la capăt. E un sofist. A trebuit să recunoașteți și dumneavoastră, și PNL-ul, și oricare alții, că episodul colectiv de tragică amintire, din păcate, a picat, dar pentru unii a picat mânușă. În sensul că a oferit un răgaz de un an de zile pentru toate formațiunile politice să se replieze, așa cum știau ele, mai bine sau mai rău, în virtutea câștigării viitoarelor alegeri. Faptul că am avut o guvernare fără un suport politic timp de un an de zile, se datorează cumva și faptului că nu ar mai fi dorit nimeni să-și asume guvernarea pe acea turnantă în care deja urmau alegeri și este știut faptul că dacă ești la guvernare înainte de alegeri, ai mai degrabă un minus decât un plus. Asta e ca o paranteză. Eu îmi cer scuze că, fără voia mea, poate am monopolizat discuția asta sau am fost mai prezent decât a trebuit. Ați animat. Două întrebări mai am, din care una care ține mai degrabă de bucătăria politică a unui partid, oricare ar fi el, un partid ideal, și una de ordin tehnic. Întrebarea politică. Aș vrea să-mi spuneți cum considerați dumneavoastră că este mai potrivit, mai oportun să se întâmple cu un partid politic, oricare ar fi el, ca el să se simtă tributat unei singure persoane, oricare ar fi aceea, sau că oricare ar fi acea persoană să se simtă tributară partidului care l-a adus, care a adus acea persoană într-o funcție, oricare ar fi ea. Adică, cam care e raportul de forțe. Și a doua, există la ora 19, am aflat și eu, am văzut articol în presă în care sunt trecut drept inițiator, am primit un telefon și am fost întrebat dacă vin. Am spus, încerc să ajung. Am văzut că acolo s-a trecut la cel care invită lumea. Nu vă invit, dar vă întreb, veți da curs invitației taberei adverse, să mă exprim așa, și veți fi prezent la o discuție și cu respectivii, pentru că eu sunt și nu sunt de acolo, pentru că eu sunt mai degrabă de aici. Mi-am asumat public, da, cu ceva vreme, o anumită implicare politică, e și destul de forțat să spun că eu sunt și din stradă, sunt și din politică. Pentru că aș putea fi acuzat de ușoară ipocrizie. Am ales să fac și una și alta pentru că formațiunea politică din care fac parte și-a asumat într-un câtva această bivalență, să-i spun. Nu, eu, ca să vă răspund la problema aceea care ați spus-o, de fapt, eu n-am avut pretenție niciodată, da? Câteodată spun, în mod ironic, am o mare ciudă pe aia care îi spun adevărul. S-a cam obișnuit lumea, fiecare om s-a obișnuit să spună numai adevăr. Nimeni nu-și mai spune părere. Da, să fie chiar așa de facilă deținerea asta adevărului, încât fără niciun efort să-l cunoști tu, să-l ai tu, să-l stăpânești, eu direct nu-mi spun părerea. Ceea ce privește, depinde cum anume se configurează partidul, ce este preponderent acolo, liderul sau masa. Depinde cum s-a configurat partidul. Există momente când
cineva o ia înainte și pune amprenta pe partid, ceilalți convin, pentru că nu se poate altfel, decât se convine să-l sprijine din rațiuni diverse, dar în special acela de a câștiga alegeri, există momente mai laxe, când spunem noi că predomină, depinde și de personalitatea care este în fruntea partidului. Există un tip de comportament, tipul de comportament care trebuie să existe, dar trebuie înțeles și acesta foarte bine, este și în interiorul partidului un comportament democratic. Ați spune părerea nu e numai decât o virtute. Că să ai o părere fundamentată, să ai o părere cântărită, susținută din un punct de vedere logic, cu argumente și celălalt. Așa că îmi spun părerea pe orice. Câteodată nu am nicio parabilitate. S-ar putea să o nimeresc, spune eu. Dar nu e o garanție că părerile merită pe luate în considerare decât orice. Așa că nu pot să vă spun. Eu am trecut în Partidul Social Democrat prin multe faze din acestea. Am cunoscut multe personalități care au fost, pentru că sunt acolo de acum, din 25 de ani. Am cunoscut multe personalități, comportamentele acestor, atitudini, diferite grade de forță la personalități. N-am o soluție să-i spune, uite, așa să faceți și să-și pot garanta cu ceva, că asta este forma cea mai bună de amalgamare într-un partid a unei mase de oameni care să-și însușească acolo ceva, o ideologie, niște scopuri comune și celălalt. Cam asta este astăzi ce pot să vă spun despre lucrurile astea. Am auzit, mi-a spus unul dintre colegii că pe Facebook a fost lansată s-a lansat refuzul de a participa la această dezbatere și un fel de invitații să vină acolo și am spus că nu voi veni, dar sunt de acord să particip la o dezbatere. Da, ideea este, dacă sunt invitat, atunci să știu și eu ce conținut are dezbaterea aceea. Să facem public lucrul ăsta, într-un loc comun, o sală din asta, nu, la crâșmă nu particip la dezbatere. N-am obicei acesta. Acolo, cu alte priveluri mele. Așa că, mulțumindu-le pentru așa zisă, nu știu, eu n-am primit o propunere, că putea să ajungă și la mine foarte simplu pentru un telefon la instituția la și propunându-le să organizăm o dezbatere serioasă, într-adevăr, dar într-un loc în acesta public, în seara aceasta nu am să pot veni, dar dacă sunt contactat, dacă eu reprezint vreun punct de interes pentru această dezbatere, atunci sunt de acord. Dacă mai sunt ceva elemente. Sper că... Mai sunt vreo două elemente. Gabor, presă. Ia să vedem elementele. Mai sunt elemente negative. Elemente negative, nu înțeleg. Puteți să fiți și pozitiv. Păi nu, ca să echilibrăm situațiile astea. Bună, că asta se raportă cu asta, e dialectică, de asta mecanică. Dacă doriți să exprim vreo opinie, pot să fac lucrul ăsta. Sau colegii mei, dacă doriți să exprim vreo opinie care a fost prezență. Dacă nu am să vă mulțumesc și mai tuturor celor care ați participat și dacă cineva dorește, totuși că în cadrul mai restrâns ceară vă părere, suntem aici. Mulțumim din părere!